Bună dimineața! Este ora 10 și jumătate, mi-am făcut o cafea. Astăzi este marți, 2 decembrie și am să vă dau bună dimineața. Am făcut două cafele astăzi, pentru că astăzi și mâine sunt împreună cu soțul meu, astăzi și mâine sunt zilele lui libere. Și am zis să vă dau bună dimineața, să vă urez să aveți o zi de miercuri, pentru că veți să vedeți miercuri acest clip, minunată și... Să continuăm cu Xmas Vlog. Sper că v-a plăcut primul vlog. Am încercat să-l fac nici foarte lung, nici foarte scurt. Dacă vreți să vedeți și alte chestii, nu știu, habar n-am, mai multe chestii de pe la muncă, vă rog frumos să-mi scrieți, mi-ar plăcea tare mult. Sau dacă vreți să vă las mai mult în părțile în care fac manicuri, chiar aș fi recunoscutoare dacă mi-ați scrie în comentarii, pentru că eu am încercat să pun câte puțin din toate, dar dacă sunteți interesate de anumite chestii pe care le fac în fiecare zi, nu ezitați să-mi scrieți și eu cu siguranță vă lăsa mai mult părțile acelea să curgă pe vlog. Ok, asta este. Vă urez încă o dată bună dimineața. În continuare la ziua de astăzi, pentru că se anunță o zi plină ca și cea de ieri. Să vă arăt că mi-au venit două cărți. Stați așa. Mi-au venit cele două cărți pe care mi le-am comandat de pe eMAG, care sunt continuarea seriei After. Ăsta este al treilea volum și ăsta este al patrulea. Mai este încă unul, sunt 5 volume. Și mi-au venit astea două, trebuie să-l termin volumul 2 de citit. Dar mi-au venit astea două și sunt super încântată, abia aștept să le citesc. Mi-au venit astăzi, am dat comanda pe 27 și au venit astăzi și abia aștept să le citesc. Ultimul volum are doar... Vă zic imediat, aproximativ 492 de pagini și ăsta are 800, hai să vedem, 826 de pagini, atât are, și volumul 2 are tot vreo 800 de pagini și abia aștept să le citesc. Mi-am aranjat biroul, mi-am pus brăduții ăștia doi, ăsta este de la Jumbo, iar ăsta este primit cadou de la o colegă de muncă, iar această coroniță de, mă rog, artificială, este de la, tot de la Jumbo, de anul trecut. Ăsta e de anul ăsta, bradul ăsta, ăsta e primit cadou și ăsta este de la Jumbo de anul trecut. Și eu zic că arată drăguț. Am și curățat biroul de dimineață pentru că era dezastru aici. Am toate nebunile mele. Trebuie să verific vlogul. Și cam așa arată și cealaltă parte de birou. Asta nu este așa de wow. Trebuie să-mi pun niște apă. Aici am niște agende, niște cereri de cumpărare. Masca mea care stă acolo rătăcită și suspendată. Și da, noi ne auzim puțin mai târziu, că mă apuc să lucrez ceva la calculator. Sunt fresh, mă duc înapoi la muncă și după ce termin și mă eliberez puțin, vă arăt că v-am arătat eu cum mi-a venit o pereche de ochelari foarte mișto de pe AliExpress, care sunt cu protecție pentru calculator. Gata? Gata. Am ajuns mai târziu. Am ajuns acasă, m-am schimbat și arăt un pic mai lejer. Sunt în tricou, în pantaloni de training, în
bătoși. Și mi-am luat plovărul ăsta mai lung așa pe mine și mă duc pentru că am programare. O să vă iau și pe voi la programare cu mine. O să vedeți ce fac. Nu știu ce-i fac clientei mele astăzi, dar da, mă simt mai comod îmbrăcat așa. Urmează să vină și soțul meu cu niște băieți să joace FIFA pe o consolă și vedem ce facem astăzi seara. Dar eu mă aștept acasă. A putea să aibă COVID-ul. A fost, da. O jurnic pe patru roți. Și fii drama. Și analizezi cu mine. Hai, nu vii să chiar așa, de parte că... Nu vii să te geamă. Nu, a TV-ul, da. A? A TV-ul. A TV-ul. A putea să nu visezi de parte? Nu știu. Când îmi visezi noaptea pe care dintre voi doi să bat, nu știu care să încep primul. Nu mai e bună, frate, nu trebuie și aia și chiar. Deci mie cartofii mi se pare îngrozitori. Ai niște cartofi de aia, cu fel usuroși așa? Și aia ciorbă, și aia ce-l avem. Păi de nu exemplu... Nu mai zâmeau ceva. De exemplu, meniul ăla cu ciorbă, care are mai multe ciorbe și mai multe așa, e 21? 21 sau 20. 19 ce mai sunt, dacă mă depinde ce ciorbă vrei. 18 ce mai sunt. Nu, 19, 21, 24. Eu știu 19, 22, 21, 24. Da. Așa știu. Da. Și mai e ăla cu șnițel simplu care mi se pare că e 15 lei. Care are șnițel focaccia, nu? Acum se zice. A, te-am... Nu te-am etichetat în snap-ul ăla al dracu.
Când dă mesajul. Deci revenim la discuția, Luci, când îți faci o gagică pe care să ne prezinti și nouă cu care să vă trești timpul? Da, a născut sau nu? Și el zice, da, a născut. Dar nu așa mai cu ce zicea, nu cu numele. Bani ți-au dat. Asta ai ce să-ți cer cu mine astăzi seara? Așa la bani? Da? Păi eu am o scuză. A, mi-ai trimis conținut. Rău, tu știe care e scuza mea. Da. Și eu am. Da, așa tu ești amestrație. O, ce-am un gagic ăsta. Nu asta. Aia, nu știu care. O, dragul meu, și pot țeamă să amnesc un măsă. Ba da, vezi că te... Ba da! Ba da! Să mure la grup. De poată mea la fel. Să mă duc pe dura asta împăturită aici și pe etichetea greșită. Să mă duc pe aia, să mă duc pe mine. Este deja mult prea. De poată mea să mă duc asta de când am născut-o. Deci cum am văzut-o, cum au eu să mă duc asta e... Și-a luat de leagă cu mine. Gata și ziua de astăzi, închei și vlogul de astăzi, ziua 3 oficial de Vlogmas. Astăzi a fost așa, liniște. Story time! Așa. Prietenii mei care fac mișto de mine. Bine că mi-ai făcut poză. Ok, revenind. Închei ziua de astăzi, vreau să mă apuc să editez clipul pentru că sigur o să dureze, este deja 10 ceasul, 10 seara. Noi, din câte ați văzut, ne-am întâlnit cu toții, băieții încă se joacă FIFA. Mi-am mâncat o pizza, am mâncat și papanaș și acum mai stau puțin cu ei, după care mă duc să mă fac baie pe cap. Pentru că astăzi este zi de spălat pe cap. Și sper să vă placă și clipul de astăzi. Știu că nu am vorbit foarte mult cu voi, dar aia e ce să faci. Ideea este că telefonul meu se pare că rămâne și fără... să văd cum bățim. Rămâne și fără memorie și tot încerc... Și nu e sănătos. Și m-a făcut și nesimțit asta, oameni. Te simt la rămân. Nu vreau! Te rog și... Nu! Așa. Ziua, pentru că băieții sunt super gălăgioși și nu mă lasă să filmez, mă lasă să vorbesc, mă lasă să fac nimic. În special Lucian, Andrei, Vărzaru, care nu mă lasă să filmez. Ce? Bine, mă bucur! Mă bucur! Da, da, te jur, da. Așa, așa că închei. Noi continuăm să ne simțim bine. Să râdem, să ne simțim bine, să glumim, să facem chestii. Și sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu știu. Ce să zic? Tare mi-a plăcut ziua de astăzi. A fost așa cu un pic de... am avut și treabă. Am făcut treabă pe la muncă. Am îmbalat ceva colete de că ați văzut că am și filmat. Pe seara am făcut o programare și am făcut un model tare drăguț pe care a fost la mine la programare. Și da, sper că vă place. Noi ne auzim mâine la un nou Xmas vlog. Vă super pup! Bye!